Hei, bună dragii mei! Bine am găsit la Jucării și Engleză și am un videoclip special pentru voi. Uitați-vă unde sunt eu! Sunt într-un magazin plin cu chestiuțe pentru baie. Se numește Lush, din America. Și așadar, vă fac o mică plimbare prin acest magazin, vă arăt, fiindcă ei au toate chestiile acestea de Christmas Holidays, de Crăciun, cu tematică de Crăciun. Uitați-vă, au și pe Moș Crăciun și omulețul de zăpadă. Și așadar, da, vreau să vă arăt tot ce au ei. Sunt niște chestii foarte drăguțe. Ador să vin în acest magazin, fiindcă mirosul este nemaipomenit. Și desigur că voi cumpăra câteva chestii și chiar vă voi arăta cum se topesc. Acesta este un fulg de nea, dar el face buline, face așa spumă de baie. Aceasta este o bombă de baie. Și acesta, 12 zile de Crăciun. După cum știți, calendarul advent poate să fie cu 24-25 de zile sau câteodată fac 12 zile la calendare mai mici. Uitați-vă ce steluțe! Wow, ce frumusețe! Stele, stars! Un Moș Crăciun aici. Acesta este un scrub exfoliant de baie. Iarăși stele, niște ursuleți, bath bomb, bombiță de baie efervescentă. Wow, acestea au un miros nemaipomenit. Pentru mine mirosul de Crăciun, ambrad și ceva mentă. Wow, foarte, foarte frumos. Mirosuri la toate, la toate. Uitați-vă ce se par că sunt niște perle. Și ador cum au împachetat aceste cadouri, foarte drăguț. Iarăși niște steluțe și aici niște bombe de baie cu un fulg de nea. Și ei au topit una verde aici. Uitați-vă, are roz în mijloc. Cât de drăguț! Pe aceasta au topit-o. Niște periuțe de baie. Uitați-vă ce drăguțe! Acestea verzi fac baloane de săpun. Wow, uitați-vă ce săpun mare! Formă de stea și mai mici. Săpun, soap. Acesta este un rainbow, un curcubeu, rainbow. Acestea toate sunt săpoane. Săpun de miere. Soap. Wow. Și, ok, acum suntem acasă și încercăm toate chestiile care eu le-am cumpărat, voi le veți vedea pe toate în acest videoclip. Așadar, prima nu este efervescentă, dar este un scrubber, e un fel de exfoliant pentru corp, împreună cu săpun și e un săpun așa cremos. Câte mulți clipici are! Și așadar, pe aceste chestii poți chiar să le rupi în câteva bucăți și să le folosești câte o bucată, dacă nu vrei să folosești toată chestia. Și au rup și iei bucata și este un exfoliant foarte, foarte super. Miroase așa, parcă abra, dar parcă mentă. Foarte drăguț! Uitați-vă câți clipici are și înăuntru! Ador textura asta cremoasă, este foarte super.
Următoare chestie este ceva foarte deosebit. Uitați-vă câți clipici, ador că are formă de cadou și are ceva înăuntru, se aude ceva, este ca un fel de mică surpriză, așa că acuși vom vedea. Se numește Golden Wonder Bath Bomb, e o bombă de baie efervescentă și are, gata, are mai multe surprize. Prima surpriză deja se vede fiindcă are o culoare ascunsă, uitați-vă, vedeți albastru, ceea ce nu se vedea deodată. Și așadar, înăuntru, hai să mai topim, să vedem ce se ascunde înăuntru, ce suna. Wow, ce culoare frumoasă! Ok, și înăuntru, așa, sunt așa două chestii micuțe, parcă sunt două bombe de baie mici. Uitați-vă cât de drăguțe și ele tot sunt efervescente. Miroase foarte, foarte frumos, miroase parcă prăjituri, biscuiți, ceva, dulcețuri. Foarte drăguț. Ce culori frumușele! Și că niște steluțe. Foarte drăguț. Și Dori adoră această apă albastră, îi se pare că este un ocean. Iar următoarea chestie este acest Moș Crăciun sau cred că da, uitați-vă ce nas drăguț. Pe de-o parte pare că nu e Moș Crăciun, dar este un elf sau ceva. Și așadar, nu este bombă de baie, este un body scrubber, e un exfoliant pentru corp și este tare și te speli ca cu săpunul cu el. Următoarele chestii sunt aceste periuțe care nu am rezistat, am luat niște periuțe drăguțe. Așadar, cu aceste perii vopsești spuma de baie. Bulinele de baie, într-așa mod. Foarte drăguț. Și am luat-o și pe aici de culoare roz. Scrie candy, are miros de bomboană, candy. Iar aceasta albastră scrie mint, are miros de mentă. Și mirosul catare este foarte puternic. Ce culoare aprinsă, roz, pink. E da, poți colora apa, poți colora bulinele de baie. Avem aici multe buline de baie de la Moș Crăciunul, cel roșu. Și de aceea am hotărât să le colorez. Cred că este o, nu știu, activitate foarte calmantă să te joci așa, să vopsești. Și așadar, acestea au fost chestiile care le-am cumpărat, ce v-am arătat și vă arăt încă un clipuleț micuț din magazin. Uitați-vă, aceste verzi fac baloane de săpun, așa sufle câte unul. Și încă o dată vă arăt așa de jur împrejur ce au. Sper că v-a plăcut, este un videoclip mai diferit, mai deosebit de ceea ce eu normal fac, fiindcă știți că eu filmez foarte multe jucării de obicei. Dar, dacă v-a plăcut, dați un like. Cine încă nu s-a abonat la canalul meu, neapărat abonați-vă la Jucării și Engleză, fiindcă eu postez foarte multe videoclipuri cu foarte multe jucării și chestiuțe interesante. Așadar, am să pun link în descriere cu calendarele advent de Crăciun, dacă vă interesează, sau cu haul de Crăciun, așa că toate vor fi în linkuri.
Pa, pa! Pe curând!